Stimată doamnă, dar da, Suceveanca chiar atât e de aprigă? Da, așa e, cam aprigă, să știi. Laura, da. Lavric, la prima emisiune din an, la mulți ani tuturor, nu întâmplător v-am adus-o pe Laura, pentru că Laura tot timpul emană veselie, bucurie, dragoste pentru cântec și este un simbol al muzicii noastre populare românești. Mulțumesc foarte mult, la mulți ani! Laura, îmi place că ai venit, bineînțeles, tot în costumul popular. Tradițional. Da. Tradițional. Eu nu sunt obișnuită, chiar da, și da, dacă mă duc la un interviu, da, și nu cânt, eu zic, puteți veni în rochie. Nu niciodată, că nu o să mă recunoască lumea. Eu sunt în costum național. Asta e rochia mea, cea de la Costișa, cea mai frumoasă. Da. E costumul național. Așa m-am obișnuit, nu pot să fiu altfel. Dar și... vreodată ai încercat să cânt, să vii în rochie de seară? Da, chiar la tine în emisiune, dragoste. Și mi-a admirat, aveam și o freză de așa, așa de Hollywood. I-a zis, doamne, și caut eu aici. Cu freza asta și costum. Măi, mi-a plăcut să spun așa, da, și în rochie, da, îmi place, dar nu mă simt bine. Nu mă simt așa de bine cum mă simt în costum, da, național. Da, ție, mai ales cântând muzică populară, cum se cântă în rochie. Ție îți plac blănurile. Da, da, blănurile, diamantele. Vezi? Și da, ție îți place? Și cântecul popular. Victor urmează, dar aș vrea să-i faci tu prezentarea fiului. Cum i-ai spune fiului astăzi? Astăzi? Da. Cum i-aș spune? Da. Victor, în primul rând, ți-aș spune și îți mai spun de atâtea ori că ești un copil minunat, care nu mi-a făcut probleme în viață, un talentat în muzica lui, dar s-a dovedit că este talentat și la muzica mea. Cum ar trebui să-mi spună, come on boys, geacare. Am înțeles că e un proiect nou acum și așa să ne povestești relativ, tu mai multe. E relativ nou, da, are vreo 2-3 ani, cred, și e un proiect de muzică, să zic, Britpop, așa un fel de pop rock. În fine. Și colaborez cu Magdalena Gavriloaia la voce și cu Sfântul, care e din Sfântul Gheorghe, care cred că îl știi tu foarte bine, de la Piatra Neamț. Și aș avem un proiect să-i prezint, care... să-i chemi în coace, să vină lângă tine. Până vin eu le propun membrilor ansamblului Valea Prahovei să vină alături de mine și ne întoarcem, dragilor. Haideți cu mine. Mulțumim membrilor ansamblului Valea Prahovei. Vă mulțumim frumos pentru că sunteți alături de noi atunci când vine vorba de cântec popular. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Cum te descurci tu în Sfântul Gheorghe? Păi în Sfântul Gheorghe m-am născut și de acolo am porecla și stau în Piatra Neamț. Și stai la Piatra Neamț? Da, stau de 20 de ani. Și te-ai mai întors acolo unde te-ai născut? Doar la părinți, atâta. Stau acolo încă? Da, părinții încă stau acolo. Am înțeles. Doar în vizită. Eu ar trebui să fiu Sfântul Nicolae, că născut pe 6 decembrie. E bune. A, da, tu ești născut pe 6? Da, da. La mulți ani chiar nu mă cheamă Nicolae, mă cheamă Nicolae, doar Victor. Bravo. Și ai primit un cadou foarte frumos de la mama ta, nu? Ce, numele? Da. Păi da, numele, sigur. E nume de Victorie. Numele de Victorie. Poate că și talentul, puteam da și avea din talentul meu. Mai ales la muzica asta ușoară. Doamnelor și domnilor, cântă pentru dumneavoastră Victor Lavric Project.